Angajații fostei direcției 5 ar fi fost implicați în răpirea unui cetățean al Republicii Moldova. Serviciul de Informații și Securitate, de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au documentat un nou episod în dosarul intentat împotriva unor foști angajați ai direcției 5 a Inspectoratului General al Poliției, cu implicarea unor angajați de rang înalt ai structurilor ilegale din regiunea transnistreană. Foștii funcționari cu statut special din cadrul MAI ar fi săvârșit un șir de acțiuni ilegale în privința unui fost conducător al așa zisului departament de interne din regiunea transnistreană, manifestate prin filarea ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, răpirea și transmiterea acestuia autorităților nerecunoscute din stânga Nistrului, se arată într-un comunicat al SIS. Potrivit informațiilor, în data de 27 iulie 2018, victima a fost oprită în trafic de către angajația IGP în apropiere de municipiul Chișinău și cu implicarea unor persoane neidentificate deocamdată. Exponența structurilor ilegale de forță de la Tiraspol a fost răpit. Bărbatul a fost transportat la Tiraspol și plasat în detenție de către autoritățile neconstituționale. Victimei i-au fost cauzate astfel daune în proporții considerabile, fiindu-i încălcate grav drepturile fundamentale, dreptul la libertate, dreptul la un proces echitabil, de acces la justiție, dreptul la respectarea vieții private și de familie. Mai mult, au fost utilizate abuziv instituții de stat în scopul realizării unor interese personale și de grup, cât și cele materiale. Persoanele implicate ar fi acționat în scopul și în interesele unor indivizi și structuri ce acționează subversiv și în afara câmpului constituțional al Republicii Moldova. În cazul în care vinovăția persoanelor implicate va fi dovedită, acesta riscă închisoare de la 10 la 13 ani. SIS și PCCOX fac apel la persoanele care ar fi putut fi victime ale acțiunilor abuzive din partea funcționarilor cu statut special din cadrul IGP să depună plângeri.